Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii ZF, deschiderea de astăzi, 2 august 2022, a doua, iată, din această săptămână și din luna august. Discutăm cu Dragoș Mesaroș, director de tranzacționare al Goldring. Salut, Dragoș, bună dimineața! Salut, salut, Liviu! Dragoș, hai să vedem, ieri a început pozitiv pentru bursa de la București, 0,6% prin prisma indiciului principal, 12.528 de puncte. Luna august, tradițional, m-am uitat un pic peste cifre, este o lună de scădere. Cum vezi tu că va fi această lună? Destul de greu de spus, toată ne așteaptă rezultatele financiare, am văzut rezultatele la Teraplast care au apărut 25, dacă nu mă înșel, cifra de afaceri în creștere la 374 de milioane plus 37%, profit în schimb în scădere 43%, se vede și pe prețul acțiunii care au și scăzut de la momentul raportării. Am avut rezultate la Petrom care a surprins pe toată lumea, 4,6 miliarde profit în semestru 1. Surprins pozitiv. Da, surprins pozitiv, tot așa, același lucru. Înainte de anunțarea rezultatului, prețurile erau undeva la 0,48-0,49. Automat după anunțarea rezultatelor, am avut maxime de 5.360 în ședința de ieri. Prețul a fost undeva la 5.290. Dar, ce să zic, în continuare, cred că aș putea recomanda, fără nicio mai mică problemă, acțiunile la Petrom, sunt fond de rezultate. Ei dau și un dividend special, cu data de înregistrare pe 10 august, dividendul destul de bunicel, 0,045 de bănuți. Mă aștept în continuare Petromul să crească sau cel puțin să mențină, chiar în cazul în care, zic eu, piețele evoluează negativ. Okay, deci avem pe 3 rezultate la BRD, după care restul companiilor, majoritatea între 12 și 15, ultima fiind Banca Transilvania pe 26. Petrom, hai să vedem la Petrom, aici un lucru interesant, recomand în continuare Petrom, un PER de 4,6 și price sales 0,7%, printre cele mai momentane ar fi cam cea mai subevaluată companie din BET. Da, păi toate companiile de energie, nu știu dacă te-ai uitat sau s-a uitat lumea, și companiile din Statele Unite, cel puțin Exxon și Chevron, au avut raportări trimestriale pe tine. Și acolo 11,62 de miliarde pentru Exxon, 17,9 miliarde pentru Chevron, deci, adică invers, scuze, 11,62 pentru Exxon, 17,9 și pentru Chevron 11,62, deci acolo rezultate mult peste ce au realizat în anul trecut la aceeași perioadă, datorită prețului energiei, care vedem și noi, prețul petrolului anul trecut era undeva la 40-50, anul ăsta peste 100 media în primul semestru. Rezultatele se vor la toate companiile de energie. Bun, Romgaz, pentru că ieri am avut și încheierea tranzacției. Cum vezi Romgaz? Romgaz, cred că a copiat Petromul, fiind companie de energie. Au avut și niște creșteri destul de mari. Ziua de ieri a fost cu o scădere de 0,40% nesemnificativă. Mă aștept și la rezultate pozitive, undeva la un 800-900 de milioane de lei profit pentru trimestrul 2. În continuare și pentru restul anului, cred că companiile Petrom, Romgaz, Nuclear, așa undeva pe locul 3, vor avea de câștigat, tocmai datorită faptului că prețul energiei e destul de sus. Am văzut ieri, în schimb, o scădere destul de mare pe petrol, care a coborât sub 100 de lei, sub 100 de dolari. Brentul, oilul era undeva la 93 pentru ziua de ieri. Deci am avut o scădere tocmai datorită faptului că China cele pentru producție în fabrici se pare că a fost un pic undeva în scădere luna iulie. Bun. Așa că și prețul petrolului a fost în scădere. Dragoș, revenind la bursa noastră, am văzut ieri o lichiditate sub medie, însă ce mi-a ieșit în evidență, o tranzacție specială la Banca Transilvania, minus... Au fost două tranzacții. Două. Mie mi-apare una, dar catalogate, da, ca fiind în urma două tranzacții. Minus 9%. Da. Păi da, fondurile se înțeleg, ei au posibilitatea să facă tranzacții din între pragul de minus 15 și plus 15%. Banca Transilvania s-a făcut undeva la minus 9%, a fost una undeva la 16,22 de 1,59 de milioane, urmată de la ora 16,30 de un alt deal de 565 de milioane. Da. Deci în total undeva peste 2.100.000 de acțiuni la prețul de 1,79. Există posibilitatea să se facă tranzacții în intervalul de preț cu marja respectivă de minus 15-15. Aproape 4 milioane de lei, dar nu e cam mult, Dragoș, și minus 9% pentru cel mai lichid emitent? Dacă sunt fonduri, poate din același, nu știu, poate există fonduri din aceeași, nu știu, conduse de ANN,
tranzacțiile in the house, așa că n-aș putea să dau o explicație pentru tranzacții de tipul ăsta. Și au tranzacții de tip deal, bine, pe companii mai mici din aproape Transilvania, care preț era cu marja respectivă de 10-15% plus minus. Cum se fac mai exact aceste tranzacții deal? Se înțeleg înainte la preț sau cum? Da, există o înțelegere între cei care vor să facă tranzacții de tip deal ca să nu intre prin piață, mai ales dacă există posibilitatea să facă la un preț mai mic sau mai mare față de prețul de închidere. Se înțeleg, două persoane, chiar și persoane fizice, pot să facă tranzacții de tip deal și își anunță intermediarul că vrea să facă tranzacția respectivă, se face o verificare de către controlul intern la fiecare companie pentru tranzacția respectivă, se verifică banii dacă e în pragul respectiv de 15% și se face tranzacția. Și de ce te întreb? Pentru că, de exemplu, uite și la Petrom am avut săptămâna trecută la prețul de minus aproape 8%. Deci tot Corect. tranzacții deals. Astea sunt realizate doar de persoane juridice? Poate să fie și de fizice și de juridice. Nu este o, este un, numai un prag de valoare la tranzacțiile de tip deal, nu este neapărat pe preț. Deci ele trebuie să reacționeze la Petrom, cred că trebuie să se pășească undeva la, nu știu, 50-60 de mii de euro pe tranzacțiile de tip deal. Ok, în regulă. Ele se modifică de fiecare dată semestrial ca și valoare deal pentru fiecare companie care se tranzacționează. Deci trebuie să îndeplinească cantitatea de, adică, mă rog, valoarea, nu neapărat trebuie să facă un număr de acțiuni la un anumit preț sau la o anumită valoare. Bun, am avut o activitate destul de interesantă peste media, aș putea spune și pe segmentul de obligațiuni, 1,2 milioane de lei, pe structurate undeva la aproximativ 2 milioane de lei. Dragoș, ce ne poți spune despre faptul că bursa va lansa anul viitor produsele derivate și nu în toamna acestui an, cum se estima inițial? L-am avut la emisiune pe Adrian Tănase, a anunțat acest aspect. Momentan rămâne miată cu acțiuni, obligațiuni și derivate. Da, destul de greu și când faci un program de genul ăsta cu contrapartea centrală, pe lângă că există un soft pe care toată lumea trebuie să învețe, este și personalul pe care trebuie să trăinuiești înainte să introduci un produs nou pe piața de capital. Așa că mă așteptam să fie un pic de delay pentru contrapartea centrală și din partea bursei de valori, pentru că chiar e nevoie de personal nou pentru contrapartea centrală și softurile trebuie învățate de persoane care sunt acolo, depozitarul central, bursa de valori București, deci sunt foarte multe persoane care trebuie să învețe lucruri noi. Dar suntem pregătiți noi ca și investitori pentru produse derivate, futures, vânzări în lipsă, împrumuturi de acțiuni? Da, noi în momentul de față avem și clienți care tranzacționează pe structurate, nu știu de ce n-ar merge pe futures. Deci ar putea face același lucru și în altă parte, pe altă piață, dar nu e că este o problemă din punctul ăsta de vedere. Mi-aduc aminte și când era bursa de la Sibiu, aveam și atunci clienți care făceau foarte multe derivate. Bun, finalul anului, intrăm în toamnă, după luna aceasta ne mai eliberăm un pic, mai ales că luna aceasta ne uităm doar la rezultatele ne uităm la rezultatele financiare și la inflație. Cum vezi tu finalul anului? Cu, evident, cu acea perspectivă de închiderea robinetului din partea Rusiei. Da, destul de dificil de spus în momentul de față. Aștept rezultatele financiare ca să pot să fac o părere cam ce ar putea să se întâmple pe a doua jumătate a anului. Mă aștept pe emitenții cel puțin de energie să vină cu rezultate bune. Am văzut acum că, cel puțin pentru ziua de ieri, am văzut băncile care au început să revină. Mi se pare că se trece de pe un sector pe altul în momentul de față, de pe companii de energie pe bănci. Sper ca trendul și pe bănci să continue să aibă aceeași continuitate cu creștere. Vedem rezultate la BRD pe data de 3. Da. Pe sfârșitul anului nu mă aștept un plus minus 5% pe BET, deci nu mă aștept la o, chiar dacă nu vom avea volatilitate mai mare în continuare, tot același lucru, vedem un plus minus 5%, poate mai mult către minus decât către plus în momentul de față. Pe BET, deci fără dividende? Fără dividende, da. Da. Ok. Tot săptămâna aceasta, uite că ai menționat de BRD pe 3, BNR pe 5 cu aceeași ședință de politică monetară. De unde plus minus 5% pe BET? Cum ai ajuns la estimarea asta? Ținând cont de ce s-a întâmplat până acum la jumătatea anului, am văzut că tot așa undeva la minus 5%. Mă aștept ca volatilitatea să continue și în a doua parte a anului. Companiile energie cred că vor ține în continuare indicii, cel puțin indicele BET în pe plus. Am văzut Romgazul, cred că anul fără dividendare, undeva la 25% plus. Petromul undeva la 15%. Ponderea pe care o dețin indicele BET e destul de importantă. Urmează și listarea hidroelectrică, să sperăm până la sfârșitul anului, care avem fondul proprietatea, care din nou are o valoare și cu o pondere destul de importantă în indicele BET, așa că astea trei companii, dacă le luăm doar astea trei, sunt undeva la 40%, așa că ar putea ține cel puțin astea trei companii indicele BET, chiar dacă se zic că pe alte companii vor veni rezultate mai slabe, la care și estimez continuare electrica, transelectrica, așa că cam asta, cam așa văd lucrurile. Crezi că se mai listează hidro anul acesta, că nu mai avem niciun feedback?
Da, devine perioada de vară, se vede și pe lichiditatea la bursă, cred că lucrurile vor merge în continuare. Fondul proprietatea își dorește să listeze hidroelectrica, păi este parcă și din partea Uniunii Europene, era trecut și în PNRR listarea hidroelectrică, așa că nu cred că, chiar dacă în momentul de față nu avem discuții legate de hidroelectrica, nu cred că vor sta lucrurile pe loc. În regulă. Bun. 2 august 2022, iată început pozitiv de luna august pentru bursa de la București. Să sperăm că va continua așa. Dragoș Mesaroș, directorul de tranzacționare al Goldring. Mulțumim tare mult pentru discuție, Dragoș. Mersi și eu de invitație. Pe 3 august, BRD, așa cum menționa și Dragoș, rezultatele la S1 și la finalul săptămânii avem o nouă ședință din partea BNR. Probabil aici întrebarea este nu cu cât va majora BNR dobânda cheie, ci care vor fi așteptările pentru finalul acestui an, pentru că uite ce se întâmplă și în SUA, mai ales că declarațiile președintelui Fed au fost urmărite cu mare interes de investitori. Până data viitoare, fir întins la investiții câștigătoare. Numai bine! La știu ai aflat. 300 de milioane de euro pentru autostrada aeriană de 260 de kilometri. Tot ce trebuia să știi. Cea mai fierbinte vară din ultimii 250 de ani. Vrei mai mult? Astăzi vezi. Stăm pe social media degeaba. Tinerii din România primesc lecții de IT de la pensionarii olandezi. De ce se amăgesc românii că se pricep pe telefon, deși studiile îi prezintă analfabeți digitali? Și criza de ulei de floarea soarelui modifică rețeta cosmeticelor. Fabricanții nu modifică însă etichetele. Lăsați, produsele sunt bune și așa, chiar dacă nu conțin toate ingredientele. Cu invitatul Andreea Paul, în juriul știu. Câștigăm sau pierdem? Tu câștigi!